Roxana, you're on the air. Hello. Ah, uite fata frumoasă. Ia uite câtă lume. Milan, te pupam, te Dragoș, vedem. Dragoș, te salutăm. Bună. Sunteți o familie miraculoasă, pentru că totuși după 7 zile să fiți așa de în formă toți. Eu mă așteptam Milan să fie necăjit, tu să fii obosită și Dragoș nervos. Băi, nu, chiar nu suntem. Bebele e foarte cuminte, doarme mult, foarte mult. Milan e în extaz care un frățior. Dragoș, se odihnește? Mă odihnesc, toată lumea e bine. Dar spune-mi, te rog, înainte de venirea frățiorului, Milan a avut așa niște mici emoții? El a fost cel mai emoționat, l-a așteptat pe bebe în fiecare zi și m-a întrebat, dar când iese din burtică, dar mai mult, când iese din burtică? Și când am venit de la spital, l-am lăsat pe Dragoș să aducă bebele din mașină și am intrat eu prima dată. Se uita la mine și zice, nu e burtica, unde e burtica? Unde e bebele? Și? Hai că bebele imediat. Și apoi când a intrat, era, îi ziceam, pune un apel, nu, că nu vreau să-l trezesc. Era foarte, foarte încântat. Milan, tu ai curaj să te joci deocamdată cu bebe? Poți să pui mâna pe el? Zic-mi, da? Da. Poți, nu? În brațe. Am făcut-o cu el în brațe. Înțeleg. Spune-mi, te rog, Roxana, cum e cu silueta și cu dieta? Ai reușit vreo performanță? Păi am pus 5,5 kg pe sarcină. Toată sarcina? Și am ajuns în spital la 52,5. A doua zi după operație aveam 48 kg și acum am 47 kg. Să nu spui că te-ai apucat de antrenament deja. Nu, dar de săptămâna viitoare mă apucă, mi-a dat voie. Să știți că și eu am luat 5 kg, exact, la nașterea fetei. Extraordinar. Și am născut-o la 3,200. A născut acum o săptămână, uitați-vă puțin cum arată. Ia uite cum arată, vai. Incredibil. Eu n-am avut multă prea mare în startul, dar voi acum. Vorba ta. Dar cum îl cheamă până la urmă pe cel mic? Eu n-am... A rămas Aian, cum ziceam? Nu, n-a rămas Aian, pentru că erau foarte mulți copilași Aian, în fiecare zi auzeam numai numele ăsta. Și într-o dimineață mi-a trimis mama soacră un filmuleț cu Arsenie Boca și numele lui de botez era Zian Zolean Boca. Și am zis, zic, ăsta e un semn, pentru că toată ziua căutasem nume de bebeluș, nu știam cum să punem numele la bebeluș și am zis că până la urmă să rămânem la Zian. Să știi că e un nume care iarăși se aude, adică multă lume. Am numele ăsta, sincer. Foarte bine. Foarte bine. Da. Dragoș, cum te simți cu bebelușul în brațe, Dragoș? Am luat toate căldurile. Nu pari. Arată-ne și nouă pe cel mic să vedem cu cine seamănă, te rugăm. Mocofanu? Da, Mocofanu. Cum, mă, Mocofanu, mă? Ia, vai, cât ești de frumos. Uite-l și pe Milan, știi, el e frumos tare, tare. Cei mai frumoși copii. Seamănă cu amândoi. Da, seamănă. Și cu Milan. Da, cu Milan seamănă foarte mult. Am văzut cu Milan și erau, sunt identici, așa. Auzi, da, doarme noaptea? Doarme și noaptea și ziua. Are așa câteva episoade în care mai stă de povești cu bunica, cu mama. Dar în rest doarme. E un copil tare liniștit. Cu hrana cum vă descurcați? Foarte bine, n-am avut probleme cu alăptatul. Din prima zi am fost foarte atent în spital pentru că mama nu a avut lapte și mi-era teamă că și eu o să trec prin treaba asta. Și în spital am fost foarte atent la tot ce m-au învățat asistentele și nu am nicio problemă. E chiar plăcut alăptatul. Toată lumea îmi spunea, o să te doară, o să fii varză, o să-ți dorești. E mai nașpa decât nașterea, zicea alăptatul. Dar nu a fost cazul. Ești la început. Care sunt miturile pe care le-ai tot auzit și care te-au speriat și pe care ai văzut că, de fapt, nici nu trebuie să te bazezi? Deci alăptatul odată, nu e mare lucru. Eu am născut natural. Da. Mă așteptam la ceva mult mai dureros, adică a fost ceva, ok, atât, a fost dureros, dar nu cum așteptam eu să fie. Cât a durat? Am avut 3 ore travaliu și cred că 10 minute nașterea în sine. Și momentul în care l-ai văzut tu pe pui,
Nu m-a mai durut nimic. Ți-au trecut toate cele? Nimic, nu. Îmi zicea, a avut cordonul de două ori în jurul gâtului și a durat un pic până l-au desfăcut acolo ca să mi-l dea în brațe. Și în momentul în care mi l-a dat, ele îmi spuneau pe acolo în termeni medicali, să știi că e tot în regulă, că nu s-a întâmplat nu știu ce, nu s-a întâmplat, nu mai, n-auzeam pe nimeni, eu eram, mi-e întrebea bebe și atâta. Și la două ore după naștere, eram pe holul spitalului, așteptam să-mi aducă bebelușul, eram, mă uitam după asistent de când vin să mi-l aducă. Și se mirau, presupun. Uite și pe nebuna noastră cât e de bine. Doamna doctor mi-a zis că m-a ajutat foarte mult sportul. Și la naștere, pentru că mi-a spus că de obicei femeile stau destul de mult la în ultimele astea două minute de zi de detector fi până scot bebele, la mine a fost așa, de 4 ori și a 5 ori a ieșit. Dar spune-mi, te rog, cu băița, cum ne descurcăm? La mine, cel puțin la început, băița a fost coșmar pentru că nu puteam să mă apropii de fiime, aveam senzația că o sparg. O stric. Mama soacră îi place foarte mult să-i facă baie și până acum am lăsat-o pe ea să-i facă. Aștept că o mai lasă să se mai bucure un pic și după aia intru și eu în drepturi. 7 zile, vorba ta, vorba bursucului. Sunteți la început. Da. Dragoș, pe tine nu te întreabă nimeni nimic și eu am fost un post în postura aia în care, bă, când îl vezi prima oară, se cam rupe filmul, adică îți vine cu leșin, cu rău, nu știu dacă să pui mâna pe el sau nu. Cum a fost prima voastră întâlnire? Prima mea întâlnire cu el, m-am uitat la el, am zis, e un băiat frumos, un băiat reușit, aia acasă. De la aveam cele mai mari emoții în privința lui, cum o să reacționeze el. În rest, când îl iau în brațe, îmi vine să nu-i mai dau drumul. Da, ți-e frică? Adică să îi faci băiță sau să-l îmbraci? Nu, la băiță și la îmbrăcat nu mi-e frică, dar mi-e frică când îl țin așa, mă doare tot. În 5 minute am morțit. Ești foarte încordat. Da. Dar bine, e și mic, e un mogâldeaț, așa, e ceva mic. E ceva mic. Să știi că are 51 de centimetri, atât a avut și fiimea când s-a născut, și al tău e mai gras cu 50 de grame. Că am înțeles că a avut 3,2 kg. Fiimea s-a născut cu 3,150 kg. Deci te înțeleg perfect că e mic. Pare mult prea mic. Da. Bine, pe cameră nu se vede atât. Se vede mare. Se vede mare, da. Așa e. Dar vedem prin comparație cu mâna ta că e micuț. Roxana, am și eu o întrebare. Mi se pare mie sau e cineva care e un pic mic gelos? Nu e gelos, chiar nu e gelos. El vrea acolo să le facă el pe toate, să-i pună muzică, să-l plimbe el cu căruciorul, să vadă el când îi face băiță. Mami, să știi că a căzut și buricul, că te tot uitai la buricul lui, a căzut. Nu mai are buricul ăla aici. Da? Da? Și nu mai are, chiar nu e gelos. Nu mai are. Nu a făcut normal, asta e cel mai tare. Ce spuneai, Milan? Că nu mai are cleștișorul la buric. Nu mai are cleștișorul, că rămâne cleștișor. Eu am înțeles peștișorul și de asta nu înțelegeam nimic. Dragoș, cu ce o ajuți pe Roxana în momentele astea? Că ea se ocupă cu datul de mâncare copilului, că practic tu nu poți să ajuți. Am înțeles că mama face băița. Tu cu ce te ocupi în momentele astea? Simpla mea prezență completează tablou. Bravo! Șarmul, farmecul. Asta vorbele e dulci, da, și calde. Da, carisma. S-au schimbat foarte multe în viața voastră de când a venit puiul? Nu, asta încercam să-mi dau seama, că eu sunt toată ziua într-o, nu știu, sunt mai pe veche, așa, eu trebuie să casa să fie curată, hainele călcate, spălate, mâncarea făcută, băieții călcați, spălați, și de când am venit fac lucrurile astea normal, adică când doarme bebe, mai calc, când doarme bebe, mai spăl, când doarme iară, mă duc să, nu știu, să fac ceva de mâncare. Nu mi-am ieșit din ritmul meu, în afară faptul că nu mă duc la sală, toate lucrurile sunt la fel. Se pare important asta pentru tine? Adică e o schimbare. Mă ține așa, activă, în priză. Cum, de fapt, nu cum, unde doarme bebelușul în momentul ăsta? Mai ales noaptea. Cameră cu noi, are un pătuț al lui și îl mai luăm într-un coș din ăla, într-un baby nest, îl mai luăm în pat când mai bâzi el așa. Dar în rest are pătuțul lui lângă patul nostru și doarme liniștit. Deci nu l-ați băgat între voi în momentul ăsta. Când îl punem în...
Doamne scumpă, e bine să doarmă pătuțul lui. Eu când am fost cu fata mea, era mică, era tot așa la o lună jumătate, eu la un moment dat aveam o oră fixă, de la două noaptea, nu știu ce. Eu atunci am zis, măi, o iau lângă mine în pat, am luat-o lângă mine în pat, țin minte că eu probabil că am adormit și ea s-a băgat lângă mine, adică și făcea cu, așa cu asta și mă zgâria, făcea ceva la mână, se dea din mâini, că mâinile nu le-am legat. Eu ce făcusem? Am tras plapuma pe mine și pe ea m-a spat-o pe gură. Și m-am uitat la ea, avea deja la gură. De-aia e bine să stea în pătuțul. Ei, din clipa aia, eu n-am mai luat fata niciodată lângă mine în pat. Pentru că nu știi cum adon. Roxana, ai avut vreodată temerea asta? Pentru că multe mame cu care vorbesc spun, băi, mi-e frică să n-adorm, să nu fac vreo belea, să nu... Da, și niciodată nu mai lângă tine. Așa. Eu pe mine purește cu bebele orice... Orice zice că el mai miau un acolo în somn, mai zice el ceva, orice chestie face, eu sunt direct ochii pe el. Și dacă nu sunt eu, când mă uit la maică mea, ea e tot așa, e cu ochii deschiși lângă. E... Nu, ne sunt, aud orice mișcare, orice fuit. Norocul meu a fost că ea a dat din mâini. Hai să-l mai vedem o dată pe puiuț. Fezian. Eu nu îndrăznesc să-i spun așa înainte de botez, că am eu superstițiile mele. Proste știi, adevărat, dar astea sunt. Milan, hai și tu să ne luăm la revedere cu toții. Frumos. Niște frumoși, niște norocoși. Mai și venim pe la voi să vedem ce mai faceți. Uite și bucuria titică. Și bucuria mai mare. Și pe mami și pe tati. Vă pupăm încă o dată, vă mulțumim pentru această conversație delicioasă. Și să nu uitați că așteptăm invitația la botez. Da. Vă pupăm. Mai trecem pe la voi. Pup. Pupa, mulțumim! Și să dea Dumnezeu să rămâneți la fel de relaxat și copilul să doarmă. Nu prea doarme, îți mai trezește la 3 ore. Da, știu prea bine. Și cred că nici dumneavoastră nu ați uitat. Dar spuneți-mi, dacă ar fi să cântăm ceva? Acum. Cântăm cu mult drag. Ce am cântat? De petrecere, de ceva. Una, da? de petrecere. Și, că tot și am Chicago vorbit, am avut atâtea petrecere acolo. Am cântat, că vreau să vă mai spun. Deci, în Green Lake, așa? Unde e Lacul Verde. Acolo eu am cântat mereu. Adică sâmbătă și duminică, că se făceau petrecere așa scurte. Cânta și dumneavoastră un cânt. Așa că, da, ca să ne bucurăm. Cântam vreo 3-4, așa, că după cu CD-ul. Da. Vreau să vă spun că ăia de acolo s-au bucurat, dar s-au îndrăgostit de mine, le-au plăcut. Păi atunci să ne îndrăgostim și noi. Mă pun pe aleea personalităților. Acum, februarie, martie, o să filmeze filmea. Ia, uite, aveți și nume acolo. Abia așteptăm să difuzăm și noi. Saveta Bogdan. Da. Mulțumesc!